Ok, desfacem cutia, dacă vedem cum. Ce spun că aici? Layer. Încărcătorul pentru care am un adaptor de Elveția. Așa, asta e prima parte. A doua parte, un pic cam mare acest adaptor. Varianta clasică, nu văd niciun LED pe el, nu sunt bun un LED. Asta este încărcătorul simplu și fără probleme, un arici. Îl punem deoparte. Laptopul mic. Inversă. Folie protectoare pe spate, care e un pic zgâriată folia. Da, presupun că e plastic ieftin. Folia acoperă și display-ul. E o folie mică peste ecran. Aici avem sticăre cu Ubuntu și cu sistem 76. Un flyer. Cea mai importantă chestie, tastatura are buton de Ubuntu în loc de Windows, normal, treabă serioasă. Avem boxele în lateral al tastaturii. Ceea ce e interesant, un touchpad mult mai mare decât al meu, decât majoritatea, e clicuibil direct în laterale, poți să-l clicuiești chiar în lateral, în partea de jos în principiu. O singură tastă de FN, controlul este la capăt, așa cum ar trebui să fie. Control
Play, pauză. Aici este play și pauză, ceea ce e foarte frumos. Culoare, un albastru plăcut la pe FM și pe tastele combinație cu FM. Tastatura este destul de mică, nu are tastatura numerică separată, prin combinație cu FM se pare că sunt, da, cam din punctul meu de vedere, cam puțin utilizabil. Haide să îl pornim. Cum dau asta jos? Din spate. O ridic? Pot? Două folii separate, una pentru față și una pentru spate. O să desfaci un pic greu, mai ales dacă n-ai unghii. Oh, da, sentimentul de... folie luată de pe produs, no notes. Foarte plăcut, lipiciul nu rămâne deloc. Stai bine, că ar fi stupid să trebuiască să-ți cumperi, să-ți cureți laptopul nou nouț. Și a doua folie a fost luată. Și avem un laptop. Încă câteva unghiuri în care pot să-l vezi mai bine. Ce avem aici? USB, USB, deci două USB-uri și un USB mai mare. No, trei USB-uri, SD card, sunet, căști și... nu, aici nu sunt boxele. E doar o... boxele sunt aici. Cred. Așa, în spate. În spate par să fie boxe sau radiator. Greu de spus până nu asculți. Camera aici are un mic acțipil pe care l-am luat. Și... nu știu ce să mai zic. Partea asta, ce avem aici. HDMI și internet. Cu o mică trapă. Un pic ciudat. Nu. Nu mai știu, ăsta nu știu ce e, mai e aici o mufă specială, dar nu știu ce e, o intrare. Apoi să ne uităm. Și cam asta e laptopul, sper să fi prezentat cât de cât. E minunat, e ușor, arată foarte bine, arată bine, impresionant de bine. Mă așteptam să pară mai mic, dar nu. Și o să rulez pentru prima oară. Trebuie priză. Nu
Evident, ziceam că nu știu ce e pentru încărcător. Intrare. Intrare. Da. Și butonul de start este aici, se vede? Unul mic. Nu este în evidență cu nimic. L-am apăsat și nu se întâmplă absolut nimic. Presupun că bateria este lipită. Uite, ne arată închis. Presupun că bateria care nu este accesibilă. Deci, nu ar trebui să fie o problemă, ar trebui să meargă. A pornit. Să spun că n-avea deloc curent în el. Așa, așa, ca să nu bată lumina. Ubuntu, wow. O foarte... setări minime. Primele setări în engleză. Tap to click no. Nu merge. Wi-Fi. Să punem o parolă. Dacă găsim parola. De la wireless. Presupun că o să se vadă parola mea de la wireless, dar nu-i vreun secret. Y. Continue. Connecting. În mod normal am ceva probleme cu wireless-ul pe laptopul meu. Connected. Continue. O să pun adresa mea de aici. Ca să am timpul bun. Presupun că e setat. Pare să fie setat. Nici o lumineță pentru caps lock. Nici o lumineță pentru num lock. Keyboard. English, please. English UK version. Doesn't really matter. Continue. Your name. O să pun numele tău, numele proprietarului. Andrei. Username Andrei. Password. Andrei. Continue. Nu vor rămâne setările astea, evident, dar...
Așteptăm. Și s-a decis. Am făcut. Nu, e bine. Crești parola. Un background care nu este, se pare default-ul. În rest este Ubuntu. Care Ubuntu? Văd ceva care se numește File System Resources. N-am about aici. Settings, system settings. System 76 driver. Sounds power. Details. Asta caut. Overview. Ubuntu 13.4 mi-a venit și o notificare de updates available. 68 de mega install now. Pun să se miște. Memorie 7,7 GB, i7, procesorul, disc 113 GB, default application, ok, graphics, driver Intel Haswell Mobile. As well, mobile, and the legal notice. Okay, we are good. Privacy, include online searches, record activity. No. Okay. For files, send errors to Canonical, yes, and closing. Trebuie să restartez pentru că sunt sunt update-uri, presupun că foarte multe și importante. De obicei când updatez nu se restartează, doar uneori. Restart și cam asta este, aici închei Hangouts on Air. Sunt impresionat de această mașină. Un detaliu pe care nu l-am scos în evidență până acum, aici sunt LED-urile, nu știu dacă se văd, calitatea camerei mele nu este foarte bună. Arată bine, în sensul că sunt mici și sunt ascunse de vedere. Ok, aici se încheie, sunt impresionat de mașina asta, o să o testez mult și frumos. Butonul de restart nu-l stătează direct. Restart. Or shutdown. Restart. And